După ce în Chișinău au fost deschise anumite locuri distractive, cum ar fi inaugurarea unei mega table de șah în fața catedralei și amplasarea unui centru velo, chișinăuienii nu se plictisesc. Ei au posibilitatea să ia în chirie pentru o oră biciclete gratuit. La prezentarea unui act de identitate, doritorii de vehicul ecologic pot face o plimbare prin parc. Totodată, cei care sunt pasionați de șah acum pot să profite de un joc în aer liber, odată ce a fost amplasat o tablă de șah gigant. Șahul cu mult mai interesant dacă joci cu niște forme mai mari, cu mai voluminoase. Dacă pe tabla de șah cam mic pare, așa te simți ca și cum în mijlocul bătăliei. Acest joc captivant este și un mod de a te relaxa. Iar în compania acestor piese mari, jocul pare mult mai interesant și de asemenea sunt mulți adversari pe care poți sau să învingi sau să pierzi în fața lor. Această tablă de șah are o suprafață de aproximativ 24 de metri pătrați, iar cea mai grea piesă de jucat cântărește circa 15 kg. Doritorii vor putea juca o partidă pe toată durata sezonului estival. Chiar dacă piesele sunt voluminoase, pasionații de șah spun că acestea pot fi manevrate ușor. Ieri am trecut întâmplător și am zis să mă joc. Dar piesele sunt voluminoase. Ce părere ai despre ele? Se mișcă ușor. Se mișcă ușor, voluminoase, dar e comod, nu-i rău. E bine mișcat. Dacă unii moldoveni nu au reușit să plece în vacanță, o pot face acum asta, deoarece agențiile de turism au anunțat pentru a doua jumătate a lunii august reduceri pentru pachetele de servicii turistice. Reduceri s-au început deja din luna lui august. Cele mai mari reduceri le observăm pentru Ucraina, deoarece Ucraina ne oferă deja reduceri, se încheie sezonul estival, beneficiem de reduceri de 30-20% pentru Ucraina. Pentru Bulgaria, la fel, se observă o micșorare a prețului, având reduceri de 15-20%. Și la fel oferă deja și Turcia, oferă reduceri de 10% pentru un pachet turistic. Potrivit agențiilor de turism, destinațiile de vacanță preferate de moldoveni în această lună sunt cele din Ucraina, Bulgaria, Turcia și Grecia. Un sejur de 7 zile la un hotel de 3 stele în Ucraina costă 160 de euro pentru o persoană, iar în Bulgaria prețul este cu 40 de euro mai scump. Pentru 7 zile de odihnă în Turcia, cu toate serviciile incluse, doritorii vor trebui să scoată din buzunare în medie 400 de euro. Eugenia Negru, Ruslan Ismailov, Dimitri Volkov, Pavel Voscoboi pentru știrile 21.